Hello, dragii mei dragi! Înainte de a începe să vorbim despre cărți, mă simt datoare să clarific titlul acestui episod, 5 cărți care m-au dezamăgit. Ei bine, 5 cărți care m-au dezamăgit nu înseamnă neapărat 5 cărți care nu mi-au plăcut. În momentul în care eu plec la drum cu o carte, am sau nu așteptări de la acea carte? Și știți și voi cum este. Când aveți așteptări de la ceva anume și acele așteptări nu se îndeplinesc, vă simțiți dezamăgiți, nu-i așa? Recunosc că mi-a fost destul de greu să aleg aceste cărți, pentru că mă cunosc destul de bine atunci când vine vorba de gusturile mele literare și nu prea aleg cărți care să mă dezamăgească. Adică da, mi se întâmplă să plec la drum cu o carte știind că acea carte nu mă va impresiona, dar o citesc pentru că, nu știu, am auzit recenzii bune și vreau să-mi fac propria mea părere despre cartea respectivă. Mai rău este atunci când am așteptări de la o carte și da, acestea nu se adeveresc. Pe de altă parte, sunt sigură că voi răni sentimentele unor persoane în momentul în care voi dezvălui care sunt aceste cărți care se află pe lista mea neagră, însă asta este, gusturile în materie de orice diferă, pentru că suntem oameni și suntem diferiți și este important să fim așa. Adică dacă mie mi-a plăcut o carte, m-a dat pe spate și sunt nebunită după cartea aia și poate și vrea să o mai recitesc, asta nu înseamnă că trebuie să-i placă neapărat unei alte persoane doar pentru că mi-a plăcut mie. Așa cum mie nu trebuie să-mi placă o carte pentru că i-a plăcut altcuiva. Așa că prima carte de pe lista mea neagră se numește Intermitențele morții de José Saramago. Am ales să vorbesc prima dată despre această carte pentru că m-a dezamăgit cel mai mult. După ce am citit rezumatul de pe spatele acestei cărți, mi-am spus că e perfectă pentru mine, că o să mă dea pe spate, de-abia așteptam să o citesc, e și destul de micuță, adică are un 236 de pagini, dar, Doamne, au fost de fapt cele mai crunte 200 și ceva de pagini din viața mea, sună clișeic? Cred că e destul de mult spus, dar în fine, să vă citesc rezumat. Într-o țară al cărei nume nu este menționat, se întâmplă ceva ce nu s-a mai pomenit de la începutul lumii. Moartea decide să-și suspende activitatea. Din acel moment, destinul oamenilor pare a fi să trăiască veșnic. După o scurtă perioadă de euforie, lumea se cufundă însă în haos și disperare și începe să caute diverse moduri de a convinge moartea să-și reintre în drepturi, în urma presiunilor din partea bisericii, a familiilor îngrozite de bătrânii ce insistă să facă umbră pământului, a sinucigașilor și a companiilor de pompe funebre. Genial, nu-i așa? Adică ideea mi s-a părut extraordinară. Sunt pasionată de astfel de subiecte, însă a fost teribil, pentru că eu mă aștept ca o carte să-mi atingă mai degrabă sufletul decât mintea. Nu îmi place să citesc trecând evenimentele respective doar printr-un filtru al minții, fără să coboare și aici. Vreau să trăiesc mai mult emoțional o acțiune dintr-o carte decât rațional. Așa mă așteptam să fie atunci când am început să citesc Intermitențele morții. Mă așteptam să fie povești ale oamenilor și după rezumat, sincer să fiu, mă așteptam să și râd foarte mult. Însă da, a fost un umor, dar un umor subtil mai degrabă la adresa autorităților, la adresa politicienilor și nu prea m-am mișcat deloc. Adică nu văd tulburările oamenilor și conflictele lor interioare. Autorul a pus mai degrabă accent pe cum ar face față autoritățile
unei astfel de situații. Și când vine vorba de politic, Roxana se plictisește teribil. Pentru că mie mi se pare un domeniu așa insipid, din color, în odor, cum vreți voi. Nu. Nu este pentru mine, nu îmi place absolut deloc. Pe lângă asta, am o problemă și cu modul în care a fost scrisă, mai degrabă cu dialogul, pentru că nu sunt linii de dialog, dar dialogul există. Replicile personajelor sunt sub formă de paragrafe. Și o să încerc să vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. Nu știu. Bună, virgulă. Ce ai făcut astăzi? Virgulă. Păi am fost acasă. Virgulă. Și cum am fost acasă? Virgulă. Deci trebuia să fiu foarte atentă, să-mi dau seama ce personaj vorbește și când. Pentru că era totul un paragraf, dar erau doi oameni, de fapt, în paragraful ăla care purtau o discuție. Bine, dacă această carte m-ar fi dat pe spate, aceasta n-ar fi fost cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă a fost, de fapt, că nu are nimic emoțional, nici măcar acest amuzament subtil, să-i spun așa, nu m-a prins deloc. Deci nu, această carte nu a fost deloc pentru mine, din nefericire, pentru că da, mă așteptam să mă dea pe spate. Însă, așa cum am spus la început, gusturile diferă și această carte poate să fie cartea preferată altcuiva. Următoarea carte este Fetița pe care au lăsat-o în urmă, de Roxane Velețoz. Sper că am pronunțat bine numele. Eu citesc ficțiune istorică, îmi place foarte mult acest gen literar, însă nu citisem nicio ficțiune istorică a cărei acțiune să se petreacă în România. Iar această carte, prin acest lucru m-a atras. Prin faptul că am văzut că acțiunea se petrece în București, în perioada celui de-al doilea război mondial și după. Nu pot să spun că nu mi-a plăcut povestea, mai ales că Anton și Despina, două dintre personajele din această carte, au existat într-adevăr, fiind bunicii autoarei. Autoarea, în momentul în care a scris această carte, s-a inspirat din povestea mamei ei. În cazul în care vreți să citiți această carte, vă sfătuiesc să nu citiți deloc rezumatul de pe spate sau măcar doar primul paragraf, pentru că este povestită toată cartea. Dacă vreți să aflați desnodământul, trebuie doar să citiți ultimele 5 pagini, cam așa, pentru că se încheie acest rezumat cu și oare ce a făcut X? Ce decizie a luat până la urmă? De ce? Lasă-mă pe mine să văd ce s-a întâmplat în carte, nu povesti întreaga carte. Asta este cu totul o altă discuție. Revin. Povestea mi-a plăcut. Nu pot să spun că nu mi-a plăcut, însă stilul autoarei de a scrie nu m-a atins. Am simțit că percep totul robotic. V-am spus, fără să simt neapărat aici ceva. Și din acest motiv pot să spun că această carte m-a dezamăgit, pentru că mă așteptam să mă atingă mai mult sufletește. Înainte de a vă arăta care este cea de-a treia carte, aș vrea să clarific un lucru în ceea ce mă privește. Nu am o problemă cu clasicii, Doamne ferește. Pentru că există o categorie de cititori care citesc doar clasici și au tendința de a-i judeca pe cei care citesc cărți contemporane, ceea ce mi se pare total greșit, pentru că o carte nu înseamnă că este bună doar pentru că autorul respectiv nu mai este în viață sau, nu știu, pentru că este o carte cunoscută la nivel internațional și o carte despre care vorbește toată lumea sau o carte premiată. Avem dreptul să citim orice dorim. Atât timp cât citim, nu? Adică mie nu mi se pare ok să judecăm oamenii în funcție de ceea ce citesc ei, având în vedere că oricum cititul, cel puțin în România și din câte am văzut eu așa, nu prea e la mare căutare. Și atunci când vezi pe cineva care citește, spune-i bravo, nu ce citești, o porcărie. Cărți pentru adolescenți? Câți ani ai? 14? De ce? De ce nu citești Tolstoi la 14 ani?
Înțelegeți ce vreau să spun? Adică nu e ok să descurajăm oamenii care citesc, indiferent de ceea ce citesc ei. În fine, asta a fost o paranteză. Ceea ce voiam eu să spun de fapt este că citesc și cărți clasice. Nu am o problemă cu acest gen de cărți. Ne întoarcem la oile noastre și cea de-a treia carte este Dragostea în vremea holerei de Gabriel García Márquez. De ce nu mi-a plăcut această carte? Motivele sunt variate. Doamne ferește, nu critic modul în care a fost scrisă această carte. Extraordinar, deci au fost pasaje pe care cred că le-am scris și eu pe undeva, pentru că obișnuiesc să scriu citate din cărți pentru, nu știu, a le reciti peste ani, ceva de genul acesta, însă au fost unele pasaje îngrozitoare. Dar, repet, este un scriitor foarte bun, nu sunt eu în măsură să spun, Doamne, ce oribil scrie omul ăsta. Nu, nici pe departe, talentul lui este incontestabil, însă povestea în sine nu mi-a plăcut absolut deloc și nici măcar nu mi se pare veridică. Când am început să citesc această carte, nu am avut neapărat așteptări imense, pentru că am mai citit unele recenzii și nu toate erau pozitive, cum se întâmplă de cele mai multe ori, însă știu că a fost o recenzie din partea cuiva, nu mai știu a cui l-am citit pe Goodreads în orice caz, în care spunea că nu trebuie să ne așteptăm la o poveste de dragoste în momentul în care ne dorim să citim această carte. Sinceră să fiu, l-aș contrazice. Este o poveste de dragoste, dar una total ne la locul ei, nu este deloc o poveste de dragoste, este o poveste despre obsesia unui bărbat, aș putea spune. Mai exact, avem de-a face cu un triunghi amoros. Avem așa, Florentino Ariza, Fermina Daza și doctorul Urbino. Acest Florentino și această Fermina se întâlnesc când sunt doar niște adolescenți. Și nu s-au sărutat niciodată, nu s-au ținut niciodată de mână, doar că printr-un șir de circumstanțe, ei ajung să își scrie unul altuia. Își declară dragostea profundă unul față de altul, niște copii. Spun că o să îmbătrânească împreună. În orice caz, nu vreau să vă dau spoilere care nu s-ar regăsi aici. Ei ajung totuși să se revadă peste foarte, nu foarte mulți ani, peste câțiva ani buni, când deja au mai crescut, percepțiile lor asupra vieții poate s-au mai schimbat și într-o zi se întâlnesc, iar Fermina, în momentul în care îl vede pe Florentino, gândește ceva de genul acesta, Doamne, ce-i fi văzut eu la el? Fermina ajunge și se mărită cu doctorul Urbino, iar dragul nostru Florentino își jură că nu se va căsători niciodată și că va aștepta ca Florentina să devină văduvă pentru a putea merge și a-și declara dragostea față de ea. Practic, cam așa debutează acțiunea din această carte, cu aceste trei personaje fiind în vârstă, și apoi începem să ne întoarcem în trecut și să aflăm povestea lor. Să nu vă închipuiți că acest Florentino, care da, s-a ținut de promisiune, nu s-a căsătorit niciodată, dar n-a trăit ca un călugăr. Contextul mie nu mi se pare unul care s-ar putea întâmpla în viața reală. Nu știu ce să zic, sau s-ar putea, nu știu, dar îmi este foarte greu de crezut acest lucru. Un alt aspect care mie nu mi-a plăcut. Vulgaritatea anumitor scene. Nu sunt vreo pudică, însă eu cred că este o diferență între erotic și vulgar. Și această carte are niște pasaje foarte vulgare. Imaginați-vă că el fix înainte de a se duce și a-și declara dragostea, bătrân fiind Ferminei, avea o relație cu o puștoaică de 16 ani pe care părinții o încredințaseră să aibă grijă de ea. Și el, de fapt, a avut grijă, dar altfel. O fată de 14 sau 16 ani cu el, care avea 70 un pic sau 80, nu mai știu exact ce ani avea, deja pedofilie. Îmi pare rău,
din nou, dacă am lezat sentimentele cuiva. Dar această carte m-a dezamăgit pentru că, da, nu aveam mari așteptări, dar parcă nici chiar așa. Însă este foarte trist că au fost pasajele astea pe care eu le consider vulgare, pentru că acest autor are o profunzime incredibilă atunci când își propune acest lucru. Părerea mea. Deci au fost niște paragrafe care am zis, Doamne, ce romantic, dar în rest, nu. Trece mai departe, cred că mi-am spus părerea, îmi pare rău dacă am jignit pe cineva. Trece mai departe. În ceea ce privește următoarele două cărți, nu pot să vi le arăt fizic pentru că nu le am. O să pun o poză pe aici pe undeva. Și în cazul în care vă întrebați de ce nu le am, răspunsul este unul foarte simplu. Eu locuiesc în București cu chirie și o mare parte din cărțile mele le-am dus acasă, pentru că aici nu am suficient spațiu. Și la un moment dat am dus aceste două cărți lângă celelalte multe cărți pe care le-am dus de-a lungul anilor acasă. Dacă cu dragostea în vremea holerei nu am rănit sentimentele nimănui, sunt sigură că le voi răni cu această următoare carte despre care vreau să vorbesc. 1984 de George Orwell. Deja aud un... Nu! Acum! Cum nu ți-a plăcut această carte? Nu mi-a plăcut această carte. Nu că nu mi-a plăcut. Mă așteptam la ceva mai mult pentru că auzisem tot felul de recenzii pozitive. Mi-a fost recomandată de doi profesori din facultate. Toată lumea lăuda această carte. Mă așteptam totuși să nu mă dea pe spate prea mult, pentru că este o distopie, iar eu nu prea citesc distopii, nu prea îmi plac. Singura distopie care mi-a plăcut este Povestea slujitoarei de Margaret Atwood, dar sunt și un pic feministă și se explică de ce această carte mi-a plăcut. Însă, în ceea ce privește 1984, prea rațională pentru mine. Da, te pune foarte mult pe gânduri, te face să te întrebi cum am trăit noi într-un soi de dictatură de genul celei expuse în acea carte. Ar fi groaznic ca libertatea noastră de exprimare, de fapt ce libertate de exprimare, ca toate libertățile noastre ca oameni să fie anulate și anulate la nivelul ăla de spălare pe creier. Este fascinant dacă stai să analizezi foarte bine conținutul acestei cărți. Nu neg lucrul acesta, ba din contră. Sunt sigură că în ceea ce privește distopiile, această carte este una de referință. Pentru cei care nu au citit încă această carte, avem așa un regim dictatorial dus la extrem. Și avem două personaje, un bărbat și o femeie, care se răzvrătesc în felul lor și trec prin mai multe întâmplări în această acțiune a lor de a se răzvrăti împotriva sistemului. Este o carte foarte bună, nu sunt eu în măsură să spun oribilă această carte, de ce ar scrie cineva așa ceva? Nu, problema în ceea ce mă privește pe mine, repet, ca să mă fac înțeleasă, a fost prea rațională, adică citeam doar cu mintea, nu puteam să conectez acțiunile și cu sufletul să simt ceva, nu. Nici măcar furie, n-am simțit nimic, citeam robotic. Sunt sigură că această carte, de fapt, este cartea preferată a multor persoane. Însă eu nu fac parte din această categorie. Asta e, ce-ți fac? Nu mă linșați, nu mă decapitați, nimic, îmi pare rău, părerea mea, gata, trecem mai departe. A cincea și ultima carte este A treia regină, James Seymour și Henrik al VIII-lea de Kjerli Erikson. Cum am spus mai devreme, îmi place să citesc ficțiune istorică și sunt pasionată și de viața lui Henrik al VIII-lea, în mod special de viața lui marital. Când vine vorba de ficțiune istorică, tocmai pentru că este ficțiune, sunt conștientă de faptul că nu toate evenimentele din acea carte sunt reale. Însă, da, sunt de acord cu acest lucru în condițiile în care tu, ca autor, iei două personaje pe care le inventezi tu și le plasezi într-un cadru
care a existat, atunci da, tu poți să influențezi cum vrei destinul acelor două personaje. Când vine vorba de o ficțiune istorică, cu personaje care au existat, cum este Henric al VIII-lea, cum este Jane Seymour, lucrurile se schimbă puțin, da, poți să mai bagi de la tine, nu e nicio problemă. Însă, nu să schimbi chiar așa tot, aproape tot. Sunt foarte multe informații eronate, da, puteți să spuneți Roxana, dar dacă voiai să afli date istorice, de ce nu ai citit o carte de istorie? Pentru că îmi place să citești și ficțiune istorică. Ce m-a dezamăgit pe mine cel mai mult la această carte nu a fost că autoarea a băgat foarte mult de la ea, adică a schimbat foarte multe lucruri din istorie, însă Jane Seymour este singura soție pe a cărei moarte regele Henric al VIII-lea a plâns-o. Bine, dacă ea nu ar fi născut un băiat și ar fi născut tot o fată, așa cum se întâmplase cu Catherine de Aragon și cu Anne Boleyn, sunt sigură că Henric al VIII-lea ar fi zis: du-te, ce bine că am scăpat de tine, că nici tu n-ai fost bună de nimic. Dar n-a fost așa. Ea a născut un băiat și a murit după naștere, la câteva zile. Iar Henric al VIII-lea a fost foarte afectat de moartea ei și a fost singura soție după care a ținut doliu. Ca să nu mai lungesc prea mult povestea, pentru că și așa am vorbit mai mult decât îmi propusesem, ideea este că autoarea se putea folosi de acest lucru, de faptul că Henric al VIII-lea chiar a iubit-o pe Jane Seymour, să zicem, sperăm, iubire sau ce-o fi fost, și putea să facă o chestie romantică. Nu, ea a denaturat acest lucru și a scris la sfârșit ceva de genul că Henric imediat și-a căutat o altă soție. Nu mi-a plăcut nici cum a fost scrisă, s-a trecut foarte repede de la un eveniment la celălalt, pentru că acțiunea începe când Henric al VIII-lea încă nu reușise să divorțeze de Catherine de Aragon. Și vă dați seama, Catherine de Aragon, Anne Boleyn și apoi Jane Seymour în 200 și puțin de pagini. Păi sunt ani buni de istorie care trebuiau povestiți, nu? Deci s-a trecut foarte repede de la un eveniment la celălalt, dar faptul că a băgat foarte mult de la ea autoarea m-a deranjat probabil cel mai mult. Cam acestea au fost cele 5 cărți. Sper că nu v-am plictisit, vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit și până data viitoare vă urez spor la citit. Bye!